De la un an la altul, în România se nasc tot mai puțini copii. Spre exemplu, în 2020 a fost înregistrat cel mai mic număr de nașteri de la Revoluție încoace. Explicația: plecarea multor tineri în străinătate și creșterea numărului de cupluri care nu pot avea copii. Iar programele derulate de stat pentru fertilizarea in vitro nu au avut suficienți bani și adesea nu e suficientă o singură procedură care costă oricum mii de euro. Suntem în situația în care un cuplu din 5 are probleme de infertilitate. 20.000 de lei ar acoperi o singură procedură de fertilizare, dar programul spune că orice femeie poate beneficia de 3 astfel de proceduri. O procedură în România m-a costat 5.000 de euro, am făcut câteva proceduri și în România am ajuns la suma de peste 25.000 de euro cu tot cu tratament, fiind nevoită să plec în străinătate unde costurile sunt puțin mai mici. Se fac înainte anumite tratamente care sunt foarte costisitoare, doar un simplu pen cu care trebuie să-ți faci o injecție costă 21 de milioane. Proiectul deputatei Cristina Rizea include și câteva criterii de selecție a femeilor care apelează la această procedură. Vârsta este unul dintre acestea, limita maximă fiind de 40 de ani. Femeia trebuie să fie la momentul fertil, să nu fie nici sub, nici supraponderală. După 40 de ani, atât calitatea, cât și cantitatea rezervei de fertilitate de care dispune o femeie scade substanțial. Și atunci și șansele unei reușite scad substanțial. Ca să fie aplicată, legea are nevoie de 200 de milioane de lei pe an, echivalentul la 10.000 de proceduri de fertilizare in vitro. Am predat la Ministerul Sănătății proiectul național privind decontarea procedurilor de fertilizare in vitro. El a pornit de la exemplul Bucureștiului, proiect în urma căruia s-au născut 560 de copii în municipiul București, un proiect care să fie extins acum la nivel național. Acest program există în programul de guvernare și evident că avem și chiar în foarte scurt timp o să-l vedeți finanțat. Deci este prins exact în prioritățile Ministerului Familiei. Inițiativa legislativă depusă la Senat a fost semnată și de parlamentari de la PNL și PSD.